Cultura organizației sau a companiei sau a firmei este realitatea nematerială, realitatea intangibilă, cea cunoscută și aplicată în orice organizație, firmă sau companie. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Realități nemateriale. Și să o luăm în jos. Avem capacitatea de a avea încredere, da? Și de aici pornește acomodare, schimbare, interdependență, transparență și feedback. Da? Iar deasupra avem moralul organizației, conducere și angajați, înțelegerea sarcinilor, nivelul de stres, acceptabilitate a riscurilor, orientarea câștig-câștig și de aici pornește automat orientarea trecut-viitor. Exact ce vă spuneam și în videoul cu competiția, orientarea trecut-viitor. Știi trecutul, automat vei ști foarte multe detalii și din viitorul apropiat. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să dai un like. Dacă cunoști persoane care au nevoie de această informație, atunci am rugămintea la tine să le oferi suportul tău distribuindu-le acest videoclip. Informează-te cu interes pentru o viață de succes!